Lăudat să fie Dumnezeu! Scumpă adunarea Domnului Iisus, mulțumim Domnului pentru viață și pentru sănătate, pentru harul pe care ni-l oferă să fim în casa Domnului în această seară și detașându-ne de toate celelalte lucruri din viața noastră, să ne concentrăm la relația noastră spirituală, personală cu Domnul și să lăsăm pe Duhul Sfânt și Evanghelia Domnului să consolideze credința noastră și procesul maturizării noastre. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia plăcută, deosebit de plăcută pentru mine, să ajung din nou în Biserica Domnului din Viena. Vreau să-i mulțumesc cu prețuire fratelui păstor pentru prietenia și pentru ospitalitatea lui constantă și binevoitoare, care de-a lungul anilor a însemnat mult pentru mine. Vreau să mulțumesc familiei Ursu, lui Adi și Estera și copiilor lor pentru găzduirea de-a lungul anilor și inclusiv de data asta. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici, aceiași oameni doritori să vă apropiați de Dumnezeu și să primiți o nouă porție de har și de binecuvântare pentru sufletele dumneavoastră și pentru casele dumneavoastră. Mă bucur să vă găsesc în casa Domnului pe cei care v-ați grăbit și ați făcut eforturi să ajungeți aici. Știu, sper din suflet, Dumnezeu să ne atingă inima, fiecare dintre noi avem luptele noastre, avem eșecurile și bucuriile noastre. Chiar dacă în perioada asta trecem printr-o etapă mai bună a vieții sau mai grea, indiferent, suntem în harul Domnului și El a promis că ne va duce până la sfârșit. În seara aceasta, așa cum a anunțat fratele păstor, o să ne concentrăm la o realitate care se conturează tot mai mult și devine din ce în ce mai importantă în viața noastră, în relațiile noastre, în casele noastre, în familiile noastre și mai ales în experiența vieții copiilor noștri, și anume dependențele, adică să fii dependent de un lucru atât de profund, atât de puternic, încât să nu mai îți ajungă voința pe care o ai să devii liber. Noi am știut că trebuie să ne luptăm cu păcatul, trebuie să ne rugăm și să postim și Dumnezeu ne eliberează. Însă vreau să trecem dincolo de suprafața lucrurilor și să înțelegem un singur lucru. Dependența, pe de o parte, este un obicei care devine foarte puternic până când ajunge un mod de viață, un automatism. Dar dincolo de acest comportament uman, este o problemă chimică care se întâmplă în creierul nostru și care depășește voința noastră. E ca și cum vrei să bei alcool și tu te încordezi să nu te îmbeți. Se poate așa ceva? E ca și cum când ajungi la operație, pe masa de operație și îți face anestezic chimic, tu să te ții tare ca să nu adormi. Poate omul să treacă dincolo de substanța care îl adoarme, îl trezește, îl face să halucineze, îl sedează, în cazul nostru îi provoacă dependențe. Dumneavoastră cu toți ați auzit de termenul sevraj. El este folosit în multe aspecte ale vieții, în general în chestii clinice. Dar atunci când venim la biserică, uneori așa de mult accentuăm anumite lucruri care în partea sau un aspectul practic al vieții noastre nu are nicio realitate, nicio descoperire. Ei, cam aș vrea în seara asta să spun câte ceva în prima parte despre lucrurile astea, chiar dacă chestiunea e foarte complexă, chiar dacă noi ca oameni, chiar știința, biserica însă este încă un pas, doi în spate, nu ne-am implicat în lucrurile astea. Noi nu trăim într-o zonă unde ne drogăm, consumăm alcool, țigări, jocuri de noroc, folosim substanțe care creează adicție. Noi avem o viață liniștită, o viață cu minte. Mergem la biserică, la serviciu, ne întreținem familia, ne dezvoltăm caracterul. Noi suntem departe de lucrurile astea, dar în casele noastre sunt copiii noștri, avem tot felul de membri ai familiei care nu merg așa de drept pe cale și ei ies în decor, au o perioadă de rătăcire. Curiozitatea, lipsa de experiență, tinerețea, nepriceperea, anturajul și o grămadă de alți factori îi predispun să se abată și încep să dezvolte această dependență în anumite situații.
pe care nu mai pot controla. Familia încearcă un sentiment de rușine, de frustrare, îți e greu să vii la biserică, însă dincolo de reputația publică te gândești la copil, la soție, la cel care e din casa ta pentru că nu-l poți ajuta. Aș vrea să ne gândim la lucrurile astea puțin, atât cât Dumnezeu ne va ajuta, repet, în ciuda faptului că este extrem de complex și poate că are și un aspect medical clinic care ne depășește pe noi, dar la nivelul nostru o să încercăm să spunem câte ceva, pentru câteva motive. Unu, vrem să deschidem mintea fraților, vrem să atragem atenția fraților. Idealul din mintea noastră nu este realul din realitate. În mintea noastră e un ideal ca în cer, în realitate e un real ca pe pământ. Al doilea lucru, vreau să oferim câteva sugestii frățietății, în mod special celor care trec pe aici pentru a rezolva și celor care nu trec pentru a preveni. O să plecăm de la un pasaj din Scriptură, am ales unul care se potrivește destul de mult, pasajul e dificil, dar și subiectul este dificil, așa că fac casă bună. O să vă invit cu respect să vă ridicați în numele Domnului. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 6, încep cu versetul 9 și închei cu 20, respectiv sfârșitul capitolului. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința asta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine, nimic nu trebuie să mă conducă la dependență. Mâncărurile sunt pentru stomac, pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt, dar trupul nu este pentru adulter, pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea, căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el, cu Domnul. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit, făcut în afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt al lui Dumnezeu. Amin. Poporul Domnului, cu respect, vă invit să vă reașezați. Aș vrea să ne uităm la aspectul general al acestei scrisori pe care Pavel o scrie către Biserica Domnului din Corint. El, potrivit primului capitol, versetul 11, a auzit despre frământări, despre probleme pe care membrii bisericii le experimentau ca indivizi, familii, grupuri de oameni și unele chiar la nivel de biserică. El a auzit, după cum spune în versetul 11, fraților, am aflat despre voi de la Aicloiei, că între voi sunt certuri, unul spun eu sunt al lui ăla e bun, alții spun eu sunt al celuilalt, celălalt e bun, și am aflat și eu despre problemele astea cu care voi vă confruntați. Și eu acum vă întreb, voi vreți să-L împărțiți pe Hristos? Nu-i Hristos una?
Ce aveți de gând să faceți? Și apoi Pavel vorbește despre celelalte lucruri. În mijlocul lor, deși darurile duhovnicești se manifestau cu putere, caracterul duhovnicesc rămăsese mult în urmă. Și Pavel vorbește despre adulterul, curvia care era între ei, chiar în familie, cu mamă vitregă, copii vitregi. Și Pavel tratează lucrurile astea. Și așa am ajuns în capitolul 6, unde am citit despre judecată și despre starea de adulter, de spurcăciune. Și Pavel vorbește și de alte păcate care sunt deasupra păcatului de adulter. Vorbește despre sodomie, despre malahie, vorbește despre tot felul de alte stări de păcat pe care el le numește spurcate, curvia. Biblia nu îl prezintă ca pe un păcat spurcat, îl prezintă ca pe un păcat, punct. Dar perversiunile, indiferent că sunt între soț și soție și făcute în alt fel decât cu ce ne-a dat Dumnezeu să avem intimitate, indiferent că sunt făcute în afara căsătoriei sau înaintea căsătoriei, sau tot felul de alte perversiuni la care lumea, vedeți că se pretează, toate acestea sunt spurcăciuni și sunt mai rău decât curvia. Pentru că curvia este o stare interzisă, adică o stare de păcat, între doi oameni care nu sunt, între un bărbat și o femeie care nu sunt soț și soție, dar cel puțin este făcută natural, adică ca intimitatea lăsată de Dumnezeu la început între bărbat și femeie. Însă perversiunile folosesc altceva din corpul uman decât ce ne-a dat Dumnezeu să facem intimitate în cadrul căsătoriei. E orice formă de perversiune, inclusiv între soț și soție, este spurcăciune. Trăim timpuri complicate și datorită tehnologiei și internetului, lumea întreagă a devenit un sat global, știm tot ce se întâmplă peste tot și tot ce facem noi știe toată lumea. Tehnologia aceasta ne predispune prin curiozitate, prin adicție, să dezvoltăm anumite comportamente pe care înainte nu le-am avut. Eram oameni liniștiți, veneam acasă, poate ne uitam un pic la televizor sau nu ne uitam deloc, vorbeam cu familia, citeam o carte, citeam în Biblie, ne rugam, ne jucam cu copiii, foloseam timpul într-o manieră relaxantă, nu făceam nimic ce pune presiune pe creierul nostru, pe inima noastră. E bine, acum lucrurile s-au schimbat. Dacă avem un minut de răgaz, deschidem telefonul, intrăm să ne verificăm e-mail-urile, text messenger-urile, intrăm să ne uităm pe Facebook, pe Instagram, pe Snapchat, pe... Eu știu fiecare la ce nivel tehnologic și relațional se găsește. Dar, în general, tehnologia aceasta ne-a acaparat pe toți. Întâlnesc oameni care îmi spun, simt că încep să dezvolt adicție. Adică nu pot să stau, magit, dacă nu deschid telefonul, l-am uitat acasă, pur și simplu n-am liniște. E ca și cum lipsește o mână, capul, picioarele, mașina. Nu mai sunt întreg fără treaba asta, face parte din viața mea. Dar nu profesional, nu intelectual, nu relațional, că dau un telefon și am isprăvit, ci divertisment. Că dacă folosești telefonul să trimiști un text mese sau 100, că ești așa de ocupat, oi fi cine știe ce șef pe undeva, sau e-mail-uri, sau poate vorbești cu familia, este una. Dar dacă stai pe platformele astea de socializare, unde pur și simplu intri doar pentru distracție personală și distracția asta îți ocupă fiecare secundă de libertate din viață, atunci trebuie să accepți că asta se numește o formă de adicție care, chiar incipientă fiind, ea se va dezvolta. Că ce faci astăzi de un leu, mâine vei face de doi. Și ce vei face mâine de doi, peste două luni, vei face de toți banii pe care îi ai. Știu că nu ești de acord cu mine, dar timpul o să te convingă. De fapt, te constrânge. Mai întâi aș vrea să afirm și faptul că de la Noe, de la timpul lui Noe până astăzi, niciodată nu a existat o explozie a cunoașterii și o dezvoltare ca în ultimii 20 de ani, de când tehnologia și, în mod special, social media, tot ce înseamnă mass media în general, a pus la dispoziția noastră. De asemenea, e cinstit să remarc că atunci când mass media, din punct de vedere tehnic, conceptual, a fost creată, ea a fost creată să facă servicii pentru noi, să ne fie la dispoziție și să ne ajute. Numai că
Noi oamenii am dezvoltat adicție și am trecut dincolo de a folosi mass media și am lăsat mass media să ne folosească pe noi. Ne folosește timpul, ne folosește energia, ne folosește scopul vieții. Sunt oameni care au făcut un scop al vieții din asta. Ne îmbolnăvește. Să nu mai spun multe alte implicații care țin de relații, de siguranță personală. Aș vrea să vorbesc despre două lucruri în partea asta, în această primă parte. Așa cum menționa fratele păstor, care, cunoscând biserica, având mărturisirile oamenilor din biserica, ale tinerilor, el știe cel mai bine. Noi nu știm. Noi ne mirăm de ce. În primul rând aș vrea să spun câte ceva despre substanțe care creează dependență și apoi despre tehnologie. Poate că ar fi bine să spun două vorbe mai întâi despre dependență, deși nu știu dacă este chiar mare nevoie, dar aleg mai bine să spun despre asta câteva lucruri. Dependența este un obicei. Trece dincolo de un obicei, mai puternic de un obicei și este un automatism. Este ceva ce se instalează în noi și pur și simplu ia inițiativa. Trece dincolo de voința noastră și de intenția noastră. Este un tipar comportamental care ne reprezintă. Se instalează prin repetiție. Cu cât o repeți mai mult, cu atât devine mai puternică. Și nu mai este nevoie ca noi să alegem. Independent de voința noastră și de cunoștința noastră, ea funcționează. Este ca și semnalizarea de la mașină. Mergi spre casă, vorbești la telefon, vorbești cu cel din dreapta sau cu cei din spate și mâna semnalizează, stânga-dreapta. Nu vrei să faci asta, s-a instalat automatismul, s-a instalat reflexul, s-a instalat obiceiul. Spuneam, repet, dependența pe de o parte este un tip temperamental, dar pe de altă parte este rezultatul unei reacții chimice care amestecă anumite substanțe în capul nostru. Și amestecându-le dau naștere la o reacție ce se reflectă în acțiune. Pentru că întotdeauna în afara noastră se mișcă membrele noastre, poate gura și picioarele și mâinile și ce mai avem noi, pentru că în interior există niște motivații intenționate sau neintenționate, automatizate. Atunci când se eliberează diverse substanțe, ele au rolul să accelereze, să inițieze și să transmită mesaje la creier de la senzori și de la creier la mușchi, la nervi, la acțiunile noastre. Odată instalată acest obicei, acest automatism, acest tipar comportamental, această dependență, adicție, indiferent cum o numim, astea sunt sinonime, dar reflectă grade de intensitate mai mare, omul nu mai poate renunța la automatismul respectiv. Acesta este ca un chiriaș care preia controlul casei și proprietarul devine chiriașul, iar chiriașul devine proprietarul. Cancerul face așa. Cancerul își face vene singur, își face artere singur și le leagă de artera principală de la sânge și ia tot sângele, cu toată hrana, cu tot oxigenul. Și de aceea tumoarea crește foarte mult pentru că ia toată hrana din corp. Își dezvoltă autostrăzi, nu ca românii. De aceea cancerul ajunge să domine omul și să-l omoare. Așa e dependența. Deși nu e ceva fizic, e o funcție care te stăpânește, care te conduce. Pune stăpânire pe tine. Dependența este un fenomen care se instalează în creier. Nu în mâini, nu în picioare, în creier, în computer. Și atunci ești subordonat acestei dependențe. Sunt multe minciuni pentru începători și chiar pentru dependenți. Minciunile sunt de genul, eu pot încerca să fumez, că nu o să devin fumător, pot încerca drog, ceva mai ușor, ecstasy sau eu mai știu ce, și nu devin dependent. Vreau numai să văd cum este, vreau să încerc, vreau să știu. Să știți că oamenii care sunt astăzi fumători au început cu o țigare, n-au fumat două dată, niciun pachet, numai una. Oamenii care astăzi sunt curvari și și-au părăsit familia și au ajuns vai de ei, au început cu un pic de pornografie, au început cu flirt, au început cu făcut cu ochiul, cu pst-pst, și au ajuns pas cu pas, pas cu pas. Un copil nu se face mare dintr-o dată. Nu, mama când vine cu el de la spital, dimineața următoare nu are 1,70 m. Nu,
Nici atât de puțin crește încât nici nu se vede că crește. Dar în fiecare zi crește câte puțin. În fiecare zi crește câte puțin până când se dezactivează hormonul ăsta de creștere. Alții spun, eu nu o să devin dependent. Ce argumente are el? N-are niciun argument, dar în capul lui diavolul păcălește că n-are minte suficientă și atunci îl păcălește că el e mai mare decât toată lumea de până acum. El nu o să devină dependent, domnule. El sare dintr-un pom și zboară. El nu o să cadă de pământ. Forța gravitației nu are putere asupra lui. Așa e el. Nici forța gravitației nu are putere asupra lui. Sunt oameni care gândesc ridicol și la urmă întreabă unde a fost Dumnezeu. Și la urmă se victimizează că a ajuns unde a ajuns. Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne gestionăm viața. Dumnezeu ne-a dat dreptul să decidem ce vrem noi. Biblia spune prin Iacov, dacă va vrea Domnul, vom trăi. Și dacă trăim, noi hotărâm și alegem ce facem cu viața noastră. Alții spun, eu voi renunța când vreau eu. Eu am fumat, am consumat alcool înainte să mă pocăiesc. Pentru că nu am crescut într-o familie de oameni credincioși. Și eu știu cât m-am chinuit să renunț la alcool și la țigări. Pentru că e o adicție care e foarte puternică. E o chestiune chimică dincolo de obicei, de reflex. Motivele pentru care oamenii ajung dependenți de substanțe, indiferent ce fel de substanță este vorba, este poate curiozitatea, probabil că curiozitatea este unul dintre cele mai des întâlnite, mai ales tinerii. Ei sunt proaspeți pe scena vieții, proaspeți în distribuirea sau în gestionarea libertății, numai ce au scăpat de acasă, școala elementară spre finalul ei sau un liceu sau poate facultatea, deja nu mai sunt începători, dar acolo anturajul este o problemă uriașă. Alții vor să se vindece de depresie și iau substanțe. Dumneavoastră știți, unii dintre dumneavoastră ați luat anumite medicamente pe care doctorul va explica că produc dependență. Și toți care ați luat astfel de medicamente și ați ajuns într-o stare de adicție, știți că trece dincolo de capacitatea de a te controla. Noi ne credem grozavi. Vreau să vă spun o veste proastă. Nu suntem așa de grozavi, decât numai când e vorba să facem rău. Un caracter slab, neînfrânat, presiunea anturajului, te afli într-un anturaj rău, n-ar trebui să te afli acolo, ar trebui să stai în părtășia frățească, ar trebui să relaționezi cu familia, cu oamenii care te inspiră, cu oamenii care îți cer socoteală, cu oamenii care te ajută, te mustră dacă e nevoie. Că dacă te bagi între bandiți, e foarte greu să rămâi om cinstit. De fapt, nu e doar greu, e mai mult decât greu. Apoi, tentația poate fi o altă problemă. Scăderea inhibiției de a fi o persoană timidă, poate melancolică, și atunci vrei să fii curaj și iei o pastilă de încurajare. Și după aceea ajungi să fii atât de curajos încât nu mai știi ce faci. Faci prostii mari. O situație precară în familie, n-ai părinți care să te educe, n-ai părinți care să-ți poarte de grijă, să te supravegheze, sau poate ești disperat că ai o familie cu probleme. Dorința să te afirmi sau vrei să te conformezi grupului care te ironizează că tu ești prea cu minte ca o fetiță. Dorința de distracție, plictiseala, stima de sine scăzută, frustrare din anumite motive, lipsa de atașament, îți trebuie un anturaj ca să te atașezi de el și să nu mai experimentezi singurătatea, că nu te bagă nimeni în seamă. Speranța că vei avea mai multă putere, mai mult curaj, mai multă energie și tot felul de lucruri de genul acesta s-ar putea să te împingă într-un început care nu se mai termină, dar se accentuează. Dependența se accentuează prin repetarea la doi factori care cresc progresiv. Crește frecvența, din ce în ce mai des trebuie să iei, ca medicamentele. Corpul se obișnuiește, crește frecvența și apoi crește doza. În intensitate. Nu mai e o pastilă de 10 mg, e de 20 de mg. Și nu mai iei două pe zi, iei trei pe zi. Dacă nu intri în sevraj, sevrajul este reacția corpului la drog. Îngăduiți-mi să spun ceva, deși este ușor clinic, științific, dar este destul de simplu de înțeles. Dumnezeu a așezat în creierul nostru un departament numit sistemul limbic.
Acest sistem limbic și el are o grămadă de instrumente la dispoziție pentru a asigura fericirea omului. Eu am fost extrem de impresionat să știu că Dumnezeu a așezat în existența mea un aparat special pentru a mă face fericit. Acest aparat are rolul să-l îndepărteze pe om de starea de durere, de suferință, de disconfort, de pildă, ești indispus. Sistemul acela picură dopamină. Dopamina e un fel de accelerator, e o chimie din noi, alături de alte câteva substanțe, dar aici e vorba de dopamină, și sistemul ăsta limbic, care are și el câteva mini-sisteme în interiorul lui, nu stau acum eu să intru în detalii, acesta picură o picătură de dopamină ca atunci când pui în apă câteva picături de lămâie. Ați observat că e diferit? Faci... Ei bine, se întâmplă ceva, e chimie până la urmă, că acea lămâie este chimie, știți dumneavoastră că e acid citric. Ei, trecând de chestia asta, dopamina asta te scoate din starea, sentimentul ăla de singurătate, tendința complexului de inferioritate, poate ți-a murit mama, poate te-a dat afară de la lucru, poate n-ai luat un examen, poate te-ai întâlnit cu cineva și te-a disprețuit, te-a jignit, te-a umilit și ai sentimentul ăla că ești frustrat și cum și-a permis ăsta să mă calce așa în picioare? Pot fi o grămadă de abuzuri, de experiențe nepotrivite. E picătura asta de dopamină pe care o secretă partea asta din creier care se ocupă cu echilibru de confort și de fericire și de bucurie, vrea să te împingă din starea asta de durere și de disconfort și vrea să te împingă înspre zona de fericire. Ei bine, când iei substanțe, substanțele acestea, nu natural, ci sintetic, îți activează dopamina, se duce la săculețul cu dopamină și îl găurește. Dacă îmi permiteți așa o figură de stil, un exemplu foarte bizar. Și începe să picure dopamină, dar nu la dispoziția, nu la comanda creierului. Și dopamina aceasta te face să te simți bine, dar el picură mai multă. Și intri într-o stare de relaxare și picură și mai multă. Și intri într-o stare euforică. Și picură și mai multă și ajungi să devii hipnotizat și să nu mai știi de tine. Asta se numește că te droghezi. Indiferent că e alcool, indiferent că e drog de toate felurile dintr-o sută câte are, nicotina de asemenea are acest efect. Tehnologia are acest efect. De ce plâng copiii când nu le dăm telefonul? De ce sunt în stare 6 ore să stea nemișcați? Cu nicio jucărie din lume 6 ore nu stau nemișcați. Și chiar dacă stau astăzi, mâine nu mai stau. Dar sunt în stare până se căsătoresc să stea 6 ore nemișcați în fiecare zi. Internetul, social media, creează hipnoză. Asta spune știința, nu este o bănuială predicatorească. Ce spune Biblia despre substanțe? Biblia nu spune multe lucruri despre substanțe, deși spune multe lucruri despre alcool, despre băuturi tari. Și întotdeauna ele sunt asociate cu destrăbălarea, cu starea de euforie, când omul își pierde mintea și sub impactul sau sub influența lor nu mai știe ce face. Cuvântul din Scriptură, patos, care e tradus de Cornilescu cu patimă, întotdeauna vorbește despre faptul că omul ar trebui să se ferească să ajungă sub dependența acestei stări de patimă. Am citit intenționat din 1 Corinteni, capitolul 6, nimic să nu pună stăpânire pe mine. Vreau să vă întreb ceva foarte simplu, e cel mai simplu lucru pe care îl vă pot întreba. Puteți să rezistați 2 zile fără cafea? Noi toți credem că nu suntem dependenți de cafea, dar știți care este procedura de verificare? Nu beți o săptămână. Și dacă nu sunteți agitați, așa, umblați fierți de parcă vă urmărește cineva, nu vă doare capul. De ce vă doare capul? Știți de ce vă doare capul? Frații mei, ăsta este cel mai nevinovat exemplu. Nu vreau să spun că este drog cafea. Mă gândesc că m-ați suspectat de asta. Am vrut să vă dau exemplu de o dependență foarte nevinovată. Și putem să dăm exemple de ciocolată. Eu personal, mie îmi plac foarte mult dulciurile și îmi cumpăr ciocolată neagră, că doctorii spun că e mai sănătoasă, și știu că în fiecare zi, pe la așa după amiază, dacă sunt acasă, îmi rup o bucățică din aia, știți că are bucățele. Îmi iau bucățica aia și mă întorc peste vreo jumătate de oră și zic, mă, ce ar fi să mănânc bucățica de mâine?
om mare, 57 de ani, pur și simplu am probleme să nu mănânc bucățica de mâine. Mă și mir, cum poate un om să fie așa de slab? Și ciocolata nu creează dependență. Așa, e un fel de dependență. Dar ce fac oamenii care se droghează, care se alcoolizează, care se nicotizează, care intră în dependențe, care creează intensă dependență? Ce fac oamenii ăștia? Noi nu înțelegem, nouă ni se pare că e doar un obicei și noi spunem, nu mai bea, mă. Ar fi ideal să poată să nu mai bea, dar el e rob și are stăpân. Și stăpânul când îți poruncește, trebuie să faci, că altfel te pleznește. Aduceți-vă aminte de faptul că Pavel îi recomandă lui Timotei să bea, dar cu picăturile, cu lingurița. Câte puțin. Ați observat că când luăm sirop, nu bem toată sticla, bem un pic, cu lingurița. Și de ce? Pentru că avea ceva la stomac, o boală, probabil cancer, ulcer, gastrită, eu nu știu ce o avea, poate Helicobacter pylori. Dar Pavel îi recomandă pentru că cu siguranță s-a rugat pentru el. Eu nu l-a pus pe Pavel că nu s-a rugat pentru Timotei, dar nu s-a întâmplat nimic. Și ăsta a continuat să acuze dureri de stomac, să nu poată să mănânce, să fie agitat. Cine are boală de stomac știe că e foarte păcătoasă. Apoi, Daniel în Babilon nu se spurcă cu mâncărurile împăratului, cu băutură de la împăratul. Fiii lui Recab refuză să bea alcool. Ăștia nu se prezentați ca exemple negative, ci ca exemple pozitive. N-am intenția să vorbesc anti-alcool, deși mi-ar place să am ocazia odată să fac asta. Dar nu ăsta este scopul meu. Am vrut numai să spun că substanțele creează dependență și dincolo de dependența ca și acțiune, există o problemă chimică și aia e problema complicată, nu obiceiul. Că obiceiul are și cum te-ai învățat, te și dezveți. Dar chimia aceasta, ori de câte ori un doctor îți face o anestezie, de atâtea ori tot și adormi. E imposibil să nu adormi. De ce? Pentru că chimia ne controlează. Noi suntem un laborator de chimie, noi suntem o platformă cu păhărele, cu substanțe. Și creierul dispune să se amestece o substanță cu alta, iar reacția ne domină, ne conduce. Mânia este produsul unei reacții chimice, dincolo de faptul că e un obicei sau manifestarea temperamentului coleric. Ce să faci ca să scapi de lucrurile astea? Ar trebui să te intereseze ce să faci ca să previi lucrurile astea. Dacă ești în situația asta, în starea asta, nu ai multe lucruri de făcut. Mai să știți că sunt clinici de dezalcoolizare, mulțumesc. Sunt clinici astăzi care ajută pe dependenții de tehnologie, de pornografie și de alte comportamente de genul ăsta. Pur și simplu, sunt spitale întregi care se ocupă de lucrul ăsta. Dumneavoastră credeți că cei care au investit sute de milioane de dolari, dacă nu miliarde de dolari, nu doar pentru construcție, ci și pentru întreținerea sistemului medical, credeți că oamenii le-au creat pentru nimeni? Cine s-ar duce dacă n-ar fi constrâns de sevraj, n-ar fi împins de familie, n-ar fi împins poate de boli, de incapacități? Nu mai e om! Ajunge să-și părăsească familia, nu se mai bărberez, nu se mai spală, dor pe sub poduri, pentru că își pierd stima de sine până la nivelul la care nu-i mai interesează cum arată. Se duc la semafor și stau așa cu mâna întinsă. Păi fraților, eu mor de foame și nu o să stau cu mâna întinsă la semafor. Am demnitate, nu pot să stau cu mâna întinsă la semafor. Mănânc, eu știu, gândaci, frunze, mănânc ceva. Oamenii ăștia și-au pierdut stima de sine, nu mai le e rușine. Când nu mai ai rușine, te animalizezi, te îndobitocești și te bestializezi. Asta este produsul dependenței, oameni buni. Dependența nu e așa un lux la care îi dă păstorul un sfat și gata și stai de vorbă cu băiatul meu. Trebuie ca oamenii să devină conștienți de problema care o au, trebuie să nu o minimalizeze, trebuie să devină conștienți din punct de vedere medical sau de partea medicală a problemei. Trebuie să se roage, să postească, trebuie să ceară altora să se roage și să postească, că cei care sunt în situația asta, numai de post și de rugăciune nu sunt buni, deși ar trebui să se roage să postească. Trebuie să se concentreze pe disciplinarea vieții și trebuie să aibă un mentor, pe cineva care constant, exact cum atunci când te duci la spital, constant ești sub supraveghere medicală, constant trebuie să fie sub supraveghere spirituală și de consiliere.
Nu așa din joi în Paște îi dai trei sfaturi, că dacă la spital ți-ar da trei pastile la 5 zile, ai muri acolo în loc să mori acasă. Tot mori, diferența e că mori în alt loc. Tehnologia, de asemenea, ca și substanțele, creează dependență și cred că am spus lucrul ăsta destul de mult. Atunci când vorbim despre tehnologie sau despre mass media, vorbim în general despre muzică, despre reviste, despre radio, despre divertisment, despre televizor, despre cinema, despre filme, despre internet, despre jocuri video și despre tot felul de alte lucruri care se încadrează în această categorie. Mass media este necesară pentru următoarele lucruri, este necesară pentru informare. Fiți sinceri, nu folosim noi mass media pentru informare, inclusiv în mediul creștin. Ascultăm o cântare, o predică, nu e o mare binecuvântare, ba da. Poți să asculți pe oricine, ai un drum mai lung de făcut cu mașina. Decât să bârfești și să faci prostii, să te gândești la cine știe ce lucruri. Nu, domnule, o predică cu un predicator preferat. Pune o cântare preferată sau un șir de cântări preferate și ți se înviorează duhul. Ți se îmbărbătează inima. Pune mâna și mănâncă un pic să nu te apuce slăbiciunea. Dar nu vorbesc de corpul fizic, ci vorbesc de suflet, de duh. Ei, asta se numește mass media. Mass media are rolul să informeze. Ne spune ce se întâmplă cu alegerile, ne spune ce se întâmplă cu Trump acum, ne spune ce se întâmplă peste tot în lume. Mai ales bărbații sunt preocupați de chestia asta. Apoi cei care sunt preocupați de sport, dacă nu cumva dezvoltă adicție. Dom'le, dacă nu-s la meciul cu Barcelona, fac un circ de rup pământul. Frații mei, asta e adicție. Biblia a spus nimic să nu pună stăpânire pe tine. Cum vii la biserică, ești un creștin, postești și te rogi și nu poate să joace Barcelona din cauza că nu ești prezent în fața la Dagon, zeul filistenilor, cu... Dar nu numai informarea, ea corelează, ea pune împreună, ea comunică. Vedeți că noi nu putem comunica fără ajutorul tehnologiei. Putem să vorbim cu oricine, chiar să-l vedem, nu numai să vorbim. Ea educă. Câți dintre noi nu ne-am educat online? Unii am făcut studii, unii am făcut facultatea, alții... Ne documentăm despre anumite lucruri, unii chiar despre predicatorii folosesc chestia asta să se documenteze, citesc statistici, se uită să vadă ce spun alți pastori, alți predicatori care sunt o referință respectoasă pentru ei, să-și verifice propria lor teologie, să nu spună ce numai el spune de 2000 de ani, nimeni n-a mai spus așa ceva. Dar sigur că e folosită pentru divertisment. Acum încep problemele. Mass media nu era la capitolul informare. Noi toți ne informăm, să nu încercăm să îmbrăcăm haina aia care e numită, știți dumneavoastră cum o numește Domnul Iisus când o purtau farisei. Corelarea este necesară pe internet. Comunicarea și educarea sunt niște binecuvântări, niște oportunități. Problema începe la divertisment. Aici, divertismentul, nu câștigi nimic, ci doar te delectezi. Adică divertisment are și un sinonim numit pierdere de timp. Dom'le, te uiți la pozele la niște străini, ia să-l văd pe ăsta unde a mai fost și te mai și enervezi că tu nu poți să te duci. El a fost în Hawaii și dintr-o dată când te întâlnești cu el, îl invidiezi. Parcă asta îți mai lipsea să mai faci un păcat. Vezi pe cineva că e mai slabă, mai aranjată, când aici, când în Focșan și zici, bă, de unde are ăștia atâția bani să plimbe? Uite cu ce te ocupi ăsta, la ce îți folosește treaba asta, omule? N-aș vrea să devin... incisiv, dar vreau să vă spun că platformele astea de socializare au unele dintre ele care sunt foarte păcătoase. Cu siguranță generația mai în vârstă nu experimentează fenomenul ăsta și nu vorbește din interiorul experienței, vorbește din afara experienței și din afara unei experiențe nu înțelege experiența. Un bărbat nu poate niciodată să înțeleagă ce înseamnă să naști. Logic, dar ce e logic? Logic e nimic. Când simți tu pe pielea ta, atunci ai înțeles. Există o platformă numită Snapchat și ea este creată de un tinerel de vreo 17 ani care a avut particularitatea să o creeze, să trimiți un mesaj și mesajul acela când este citit de destinatar, după 10 secunde aproximativ se șterge, se autoșterge, se șterge singur. Și tinerii folosesc lucrul ăsta, dacă vreți să mă credeți, sunt tineri care vin la biserică și își trimit poze nud, adică în pielea goală,
Dar nu numai asta. Fac lucruri mult mai murdare decât vă imaginați. S-a și introdus un termen numit sex text. Adică au relații intime, nu sunt fizice, că nu-i fizic nici ce spune Domnul Iisus în Matei 5:28. Cine se uită la o femeie și o poftește a curvit cu ea, acceptați că nu-i fizic, nici aia. Mi-a să vă puteți imagina lucrul ăsta. Spuneam la conferință, spun aici, o spun doar așa, într-o secundă, fugind, evitați să mai lăsați copiii să stea în dormitor cu electronice care au internet. Telefon, tabletă, computer, laptop. Copilul când se duce în dormitor trebuie să doarmă, stimați părinți. Puneți o cutie, un coș în dormitorul dumneavoastră și când toată lumea merge la culcare, să fie legea mezilor și perșilor. Toate device-urile, toate electronicile să fie în cutia aia. E greu după ce copilul de un an, doi, trei, cinci se duce cu telefonul în cameră și până dimineața numai el știe ce face sub pături acolo, e greu să-l mai dezvezi și să iei telefonul. Dar, scumpii mei, eu întreb, o să doarmă, vede și când doarme copilul? Ce-i trebuie, domnule, telefon? Pe cine sună la ora aia? Are prieteni în Africa unde e sensul, unde e fusul orar invers? Face business pe acolo, prin Africa, sau nu înțeleg? Nu vă puneți întrebări de genul ăsta. Luarea electronicilor în dormitor îi ispitește să se uite la pornografie și apoi să scape de presiunea hormonală prin, nu știu cum să zic, în biserică, să nu sune urât, dar toate sinonimele sună urât. Dar trebuie să scape de presiunea mea, să sunteți oameni mari și știți bine ce spun. Pentru că pornografia te excită, te stimulează. Când vezi prostiile alea, așa îi crea creierul de Dumnezeu. Dar pentru familie, relația soț-soție din dormitor. Dar unde e soția? Că ești necăsătorit. De ce te uiți la lucrurile astea? Dacă te uiți la ele, nu o să le poți uita toată viața. Ele îți rămân ca un blestem în minte și te vor deranja toată viața. Nu o să le uiți niciodată. Chiar dacă ai impresia că le-ai uitat, nu le-ai uitat. Ele sunt în spatele ușii, închise. Nu vreau să insist asupra aspectului ăsta care e mai lipsit de pudoare, dar totuși, dumneavoastră sunteți oameni ca mine și eu știu că unii dintre dumneavoastră ați experimentat sau veți experimenta niște drame atât de intense încât nici nu vă vine să credeți. Nici nu vă vine să credeți cât de implicați sunt inocenții noștri copilași. Statisticile spun că la 11 ani, ăsta este media de vârstă în care un copil se uită la pornografie și se numește pornofil. Se uită la pornografie. Ea începe cu aspectul accidental, intri și dacă cineva s-a uitat la pornografie pe computerul ăla, așa de nicăieri îți apare o fereastră cu o imagine care face trimitere la pornografie, după aceea este ocazional, după aceea este de obicei și după aceea este adictiv, nu mai poți să scapi. Și tremuri până când îți deschizi telefonul să îți iei porția de drog. Din ce frecvența mai mare și porția mai mare. După ce te căsătorești, nu scapi de treaba asta. Eu știu că cei necăsătoriți cred că atunci când se căsătorește se vindecă. N-are nicio legătură căsătoria cu treaba asta. Pentru că adicția din cap n-are legătură cu certificatul de căsătorie. Ai o problemă. Când te căsătorești, dacă ești lovit la un deget, în noaptea nunții trece degetul? Nu! Degetul rămâne lovit sau, mă rog, ai altă problemă. Cine știe ce să zic eu, ce problemă fizică ai? O durere, o lovitură. Nu trece, domne, că te-ai căsătorit. Tot la fel, nici chestia asta de aici nu trece. Adevărul este că atunci când nu te pricepi la un lucru, îi minimalizezi riscurile. Te joci cu pericolul, nu, pentru că nu-l înțelegi. Nu-l înțelegi. La câte riscuri nu m-am expus eu când eram tânăr. Mergeam pe tren, făceam o grămadă de lucru, coboram în fântână la 8, 10, 12 ani. Un copil fără părinți. O grămadă de lucruri făceam. De câteva ori era să mor curentat, mi-am băgat mâinile nu știu pe unde. Acum n-aș mai face lucrurile astea. Pentru că experiența de viață m-a învățat că omul e o ființă fragilă și ușor poate să moară. Din glumă poți să mori, din joacă poți să mori. Omul are limite foarte restrânse. Un pic de curent, un pic de apă care ți-a aerul, un pic de lovitură mai puternică, un pic de zguduială, te termină, mori, ești gata.
Dincolo de toate beneficiile tehnologiei pe care le avem puse la dispoziție, din punct de vedere spiritual, creștinul trebuie să gestioneze cu responsabilitate tendințele de a folosi tehnologia pentru divertisment. Nu sunt împotriva divertismentului. Divertismentul e o formă de distracție de care oamenii au nevoie. Vacanța e o formă de distracție, te întâlnești cu cineva și poate chiar te joci și eu mai știu ce să mai zic, tot felul de distracții care sunt de la încredințare la încredințare, în limitele creștine, care e educativă, care e folositoare, să te relaxezi, să te descătușezi, să te deconectezi de stresul ăsta, că suntem niște oameni care muncim prea mult, scumpii mei. Aduceți-vă aminte de bunicii noștri că luau concediu 6 luni, 5, 4, 3, toată iarna. Mâncau varză și murături și porcul și merele pomite din pod. Unde este concediul ăla al nostru? Că noi nu vrem nicio săptămână să mergem, că nu avem bani. Sau că eu mai știu de ce. Trebuie să ne gestionăm timpul. Fiecare dintre noi avem 24 de ore. Dacă te întreb de ce nu vii la rugăciune, spui că n-ai timp. Dacă te întreb de ce stai 2 ore pe Facebook, spui că vrei să te deconectezi. Vedeți câtă lipsă de integritate? Nu mai gândiți-vă, statisticile sunt îngrijorătoare cu privire la cât timp petrec copiii și tinerii pe internet. Probabil că generația noastră mai puțin, deși nu cred. Gestionarea comunicării. Efectul comunicării fără scop a generat multe complexe în generația copiilor noștri. Uitați ce spun statisticile și sunt luate din clinicile astea de vindecare a dependenței, chinuiți de singurătate. Domnule, au 3, 4, 5 mii de pretenași și suferă de singurătate. Că asta faci pe platformele astea de socializare, socializezi. Câți prieteni ai? 1000. Și tu ai complex de singurătate. Intri în depresie. Stăpâniți de senzualitate. Fascinați de Satan. Tentați de sinucidere. Din ce în ce mai des întâlnit. În America se conturează, și nu numai în America, în societățile occidentale, se creează libertatea de a te sinucide, eliberându-te de aspectul imoral. Oameni buni, nu avem dreptul să ne luăm viața, este păcat. Nu avem dreptul să ne luăm viața, viața este a lui Dumnezeu, El ne-o dă, El ne-o ia, El este stăpânul vieții, nu noi. Gestionarea relațiilor. Dumneavoastră știți câte case s-au spart, dacă îmi permiteți expresia asta plastică, din cauza relațiilor înfiripate pe internet? Fete care au început să vorbească cu foștele colege de școală și au trecut la colegii de școală și au ajuns la prietenul de la 16 ani și până la urmă au ajuns la cine știe ce. Se înfiripează relații păcătoase și chiar dacă nu, soțul, soția nu mai are liniște după ce că spui și 10 parole pe telefon și nu vrei să îi le spui. Păi iartă-mă, domnule, dacă te-ai căsătorit, cum poți să-i spui lui bărbatul tău că nu vreau să spun parola la telefon? Păi ce ai de ascuns, dragă? Ce mesaje și e-mail-uri ai în telefon de nu mă lași pe mine să le văd? Păi da-ți bărbatul tău. Biblia spune că eu sunt stăpân pe corpul tău, nu pe telefonul tău, că... Dar ajungem la un stil de viață care nu numai că nu-i creștin, nu-i nici omenesc, nu-i decent, nu-i respectos. Frații mei, în familie nu există parolă. Parola e când pierzi telefonul între străini. Pentru soț, pentru soție, pentru părinți nu există parolă. Dacă pui parolă înseamnă că ai lucruri serioase de ascuns. Ar trebui să nu le mai faci și să spui partenerului parola, să o pui pe o hârtie, să o pui acolo, lângă... perioadă pieptănat. Gestionarea purității. Dragi tineri, voi toți știți cum stau lucrurile din experiență, nu din statistici. Câți dintre voi gestionează absența pornografiei pe internet? Nici nu știți câte e-mail-uri primește un pastor de la tineri necunoscuți care întreabă cum să scap de pornografie. Întreb eu, dumneavoastră, în locul meu, ce ați spune? Roagă-te, dar dumneavoastră credeți că ăsta înainte să se facă de rușine la mine și să-mi spună că-s dependent și nu mă pot lăsa, credeți că nu s-a rugat? Credeți că n-a postit? Credeți că n-a încercat și el să facă ceva? Când te îmbolnăvești, e mai greu să te vindeci. Dacă ești sănătos, ține-te departe de boală. Cearcă să trăiești într-un fel echilibrat.
Dacă te-ai îmbolnăvit, să știi că există șanse să te vindeci, dar nu te vei vindeca într-o zi. Există șanse să rămâi bolnav și există șanse să mori. Astea sunt alternativele. Pornografia, vulgaritatea, nuditatea, spuneam de sex texting, toate acestea sunt realități cu care copiii noștri se confruntă la nivel de tentație, că o practică sau nu. Statisticile spun că aproximativ 75-80-82% dintre tineri pur și simplu se uită la pornografie pe internet. Dar e adevărat, copiii noștri nu fac parte din statistica asta. Există probleme de sănătate. Dumneavoastră ați auzit de 5G, 5G, de această nouă platformă de suport care are beneficiile ei prin capacitate de transmitere, prin viteză, dar afectează sănătatea noastră. Și știți când o să aflăm asta? Peste 20 de ani, când vom vedea efectele practic pe pielea noastră și pe pielea copiilor noștri. Păi fiecare are Wi-Fi în casă. Când lucrurile astea au fost experimentate, oamenii stăteau înveliți în plumb ca să nu-i atace. Și eu stau astăzi la mine la masă și lucrez și routerul ăla este jos la picioarele mele. Ne mai mirăm că nu mai funcționăm, când colo, când colo. Există efecte asupra personalității oamenilor care dezvoltă dependență. Frica, anxietate, se depersonalizează, se modifică mintea, ireversibil li se modifică mintea, emoțiile, credința, au reacții asupra moralei, pierd teama de Dumnezeu, pierd rușinea, pierd simțul măsurii, pierd capacitatea de evaluare a timpului, stau 2-3 ore și li se pare că au stat un minut, două. Se îmbolnăvesc de hiperactivitate și intră într-un stil de viață din ăsta așa, pentru că video are o manifestare de imagini foarte rapidă și stând acolo ore în șir, creierul intră în ritmul ăsta și nu mai ești un om relaxat, liniștit, intri în stres și apoi intri în depresie și în anxietate, omule. Și vii la pastor și îi spui, domnule, mi-e frică, dar de cine? De oricine. Plâng. Frații mei, lucrurile astea ne bagă în pământ, ne facem să nebunim, ne pierdem mințile. N-am fost creați pentru așa ceva. Avem nevoie de odihnă. A lăsat Dumnezeu noaptea și noi am inventat curentul electric și am făcut o ziua și nu mai dormim. Muncim 8 ore, mai mâncăm cât un pic și la urmă stăm la divertisment. Știu că unii dintre dumneavoastră nu vă potriviți deloc să ascultați cuvintele astea, dar suferiți-mă, vă rog. Sistemul online, nu mai gândiți-vă la lucrurile astea, cei care aveți copii mai mici, la școala elementară sau poate la preschool, gândiți-vă la ce spun acum. Sistemul online creează niște tipare de comportament, promovează cititul fugitiv, pentru că multitasking înseamnă că se uită la două computere odată, la două telefoane odată, la telefon sau la tabletă. Pur și simplu dezvoltă capacitatea distributivă pe care numai femeile o au prin naștere, dacă nu cumva femeile fac treaba asta, și dezvoltă cititul fugitiv. E, nu e problemă că odată în viață te grăbești și citești fugitiv, problema este că se instalează modul de a citi fugitiv. Adică gen Iorga, așa, uite cum citea Iorga, dar ăla era deștept, că avea coeficientul de inteligență, nu, cred că 115 sau 120, citea așa în diagonală, exact cum facem noi poze facem copii la scanner, așa, la Xerox. Citea așa, păi noi trebuie să o luăm cuvințel cu cuvințel și dacă citești rapid, găsești cuvântul, din cuvânt în cuvânt conștientizezi, dar nu înțelegi propoziția. Cititul fugitiv devine un stil de citit. Nu-i de mirare, că nu mai înțeleg nimic copiii ăștia. Asta dă naștere la superficialitate, la mediocritate. Apoi e gândirea repezită și distrasă. Vreau să vă rog să faceți ceva când ajungeți acasă. Dați-i copilului dumneavoastră o carte și rugați-l să citească 5 minute. Dacă reușește să citească 5 minute, să mulțumiți lui Dumnezeu. Dar foarte probabil că nu o să reușească să citească 5 minute. De ce? Nu mai au capacitatea să se concentreze la un lucru. Strigați-l și o să vedeți că ori nu răspunde, ori răspunde, dar nu este atent. Și atunci când îi spui lucrul pentru care l-ai strigat, nu ține minte.
Ei bine, peste 20 de ani eu vă întreb ce fel de bărbat sau de soție va fi omul ăsta sau femeia asta. Învățarea superficială. Dumneavoastră, nu este un lucru străin pentru nimeni că scade în mod constant performanța școlară, iar sistemele de învățământ din toate țările duc nivelul mai jos pentru ca nota de 4 să devină 5 sau 6. Creează dependență, să nu spun de altceva. Este efectul hipnotic. Asta are un efect negativ asupra sistemului nostru hormonal, endocrin. Manifestă violență. Dumneavoastră credeți că copilul ăsta al nostru, care stă și vreo 4 ore, 3 ore, 2 ore, oră pe zi, împușcă oameni, dumneavoastră nu vă imaginați că în mintea lui se desensibilizează? E adevărat că omul pe care îl împușcă nu-i real, dar statisticile spun că foarte mulți dintre internauți care stau mult, foarte mult pe internet, nu mai fac diferența între lumea virtuală și lumea reală. Vă puteți imagina? Cineva din America a împușcat un grup de oameni și când a fost în fața judecătorului și l-a întrebat de ce ai făcut asta, a spus: nici n-am știut că sunt în realitate. Am crezut că sunt în lumea virtuală, în jocurile video pe care eu le practic în mod obsedant. E normal să împuști oameni? Nu e normal. E normal să faci asta zeci de ore, sute de ore în câțiva ani? Nu e normal. Nu are efect asupra ta, ba da. Ascultați-mă, ți se slăbește mila, bunătatea, compasiunea, devii violent, dur și așa ești cu nevasta, cu copiii. Te faci țanțoș în biserică, în relații, metalic, casant. Deformează mentalitatea despre sexualitate. Toate pozele alea mizerabile, toate acelea îți afectează performanța intimă cu soția, cu soțul. Vi se pare ciudat, dar sunt statistici care spun asta. Să nu vorbesc că mulți pot confirma că e adevărat. Creează probleme de învățare, sindromul de care suferă foarte mulți adolescenți. Asta se numește deficit de atenție. Eu cunosc mulți copii care sunt pur și simplu numiți de medic că sunt bolnavi datorită deficitului de atenție. Nu mai au capacitatea să se concentreze. În 2-3 secunde și după aceea trebuie să-și întoarcă privirea și să se deconecteze. Nu mai pot. De ce? Este o disfuncționalitate creată de automatismele care pur și simplu au croit alte drumuri prin creier. Foarte puțini dintre ei s-au născut, au probleme din naștere. Restul sunt malformați și defectați de stilul ăsta de viață nesănătos. Aș vrea să închei, că se poate vorbi fără sfârșit despre lucrurile astea, dar vreau în încheiere să vă spun următorul lucru, frați și surori. Știți de cine vorbim? Vorbim de copiii noștri, de nepoții noștri, vorbim de noi. Vorbim de familia noastră, vorbim de viitorul nostru. Tehnologia este necesară în serviciile noastre, în școală, pentru probleme personale, pentru comunicare, dar atunci când este vorba de divertisment, ea trebuie limitată în mod serios și responsabil. Cine nu o face, va fi robit de ea. Lucrul ăsta se va reflecta în încordarea relațiilor de familie. Păi dacă este soția, toată ziua soțul o găsește pe Facebook, mâncarea nu e terminată, curățenie nu-i făcută, întâlnește acolo că a vorbit cu un bărbat, cu un alt bărbat, cu un fost coleg, cu un... Iertați-mă, dar lucrurile astea generează ceartă, suspiciune, gelozie, conflicte, certuri, bătăi, divorțuri. Vă întreb, la asta suntem chemați. De asta ne-am cumpărat telefon și tabletă și computer. Oamenii lui Dumnezeu, toate lucrurile pe care le cumpărăm în casa noastră, le cumpărăm să ne facă bine, să ne facă viața mai ușoară. Tot felul de mașinării, de aparate, de device-uri. Dar dacă ne strică familia, dacă ne ia sănătatea, dacă ne fură timpul pe care ar trebui să-l petrecem copiii, cu nevasta, starea de fericire, păi internetul te apropie de niște străini și te desparte de cei dragi. Mă uit că merge soțul cu soția la restaurant, el tic-tic-tic prin capul ăla de masă și ia în capul ăla tic-tic-tic-tic. Mă, oameni buni, pur și simplu ne-am pierdut orice fel de discernământ.
Păi e nevastă ta și e bărbatul tău. De-aia v-ați dus să mâncați împreună, să aveți părtășie. Cu cine aveți părtășie? Stau cu el și vorbesc cu el la telefon. Și nu înțeleg. Gândiți-vă la lucrurile astea. Predica mea nu vreau să fie moralizatoare. Vreau să fie un semnal de alarmă pe care oricare dintre noi le-ar trage în timpul acesta când se dezvoltă adicția pentru tehnologie și pentru substanțe. Poate nu ești vizat de treaba asta și bucură-te, dar să știi că alții sunt în groapă, iar alții sunt pe cale să cadă, să se prăbușească și prăbușirea le va fi mare. Dumnezeu din ceruri să aibă milă de noi, să aibă milă de copiii noștri și nu cumva să îmbătrânim fără libertatea de a mai veni în biserică, pentru că copiii noștri ajung să facă lucruri absolut imposibile. De ce? Pentru că au crescut fără limită, fără mustrare, fără învățătură și cu o libertate nesănătoasă care îi transformă în niște dependenți și în niște depresivi. Mila Domnului să fie peste casele noastre. Amin. Îmi cer iertare dacă v-am obosit prea mult în seara asta. Am avut doar intenția să spun anumite lucruri care probabil nu sunt însoțite de o emoție la fel de intensă ca atunci când ascultăm o predică, însă ne predispun la cunoaștere, la instruire și la pregătire pentru a deveni mai vigilenți în legătură cu acești dușmani care ar vrea să ne fure inima și copiii, familia. Cei care ați fost la conferință și ați mai fost încă o dată prezenți atunci când lucrurile astea au fost prezentate, recunoaștem că, deși există riscul să ne plictisim că le-am auzit a doua oară, reacția este inversă, le înțelegem mai bine. Dumneavoastră știți că dacă o singură dată în viață am fi auzit că 2 + 2 fac 4, am fi uitat. Dar pentru că mama învățăturii este repetiția, nu informarea, noi știm multe lucruri care n-am avut nicio plăcere să le învățăm, dar astăzi ne sunt necesare. Uneori alergăm numai după lucruri care ne satisfac emoțional, ne dau dulceața aia, și aici e problemă de dopamină, pentru că așa a creat Dumnezeu omul, dar dincolo de plăcere și de satisfacția asta emoțională, există o instruire, o pregătire a minții pentru a face față în contextul în care noi trăim astăzi. Bunicii noștri n-au fost expuși la lucrurile astea, dar noi suntem. Și pentru că dușmanul este altul, noi trebuie să învățăm să luptăm cu dușmanul ăsta pentru ca să avem o viață pașnică și liniștită în frică de Dumnezeu. Aș vrea să introduc acum un subiect pe care, dacă vom fi în viață și sănătoși, în consens cu fratele păstor, am ajuns la concluzia că ar fi bine să vorbim despre conflictul dintre generații. Vreau să fac o precizare care are rolul să explice faptul că întotdeauna a existat conflict între generații. De când e lumea, copiii, generația tânără a fost un pic diferită de generația părinților. Însă niciodată nu a existat o diferență între generații așa cum există astăzi, din pricina tehnologizării. Tehnologia a adus în lumea generației tinere un orizont nelimitat, lucru care care face generația respectivă extrem, extrem de diferită de părinții lor. Dumneavoastră știți că noi am trăit în România, granițele erau închise. Indiferent că era Moldova, Ardeal, Oltenia, Muntenia sau Dobrogea, aveam aceeași cultură, cam aceleași tradiții, cu mici diferențe. Peste Dunăre, în sud, era Bulgaria, în aceeași situație. Și peste tot, toată lumea, granițele astea au dispărut. Oamenii s-au amestecat și a apărut fenomenul de multiculturalism, adică nu mai ai nimic specific, ci ceea ce ai, 5% sunt chinezește, 10% sunt bangladașește, 5% sunt din Alaska, 2% din Coreea, și te trezești că nu mai ești nici român și nici nu mai știi ce ești. Ești un multi-om. Multiculturalism și poli-religios sau pluralism religios. Vedeți, avem în jurul nostru oameni din toate etniile și din toate religiile, fără să ne dăm seama. Noi facem mici compromisuri acceptând câte ceva de la ei și dând ceva de la noi. Așa se face că am devenit un sat global.
Astăzi avioanele, internetul, tehnologia pur și simplu sfidează distanțele. Cât fac cu mașina în 300-400 de 500 de kilometri, atâta fac cu avionul până la Viena. S-au modificat, păi țin minte când mergeam din satul meu până la Giurgiu, îmi luam mâncare pe drum, că mergeam pe jos, 7 kilometri, făceam o oră jumate. Dacă mă duceam la București, ziceai că mă duc în Franța. Astăzi să lucrez la 100 de kilometri, la 200 de kilometri de casă, e aproape obișnuit. Pentru că avem alte posibilități de a ne deplasa și de a comunica. Dacă trebuia să vorbești cu un om, te duceai la poartă, altfel cum vorbeai cu el? Astăzi bagi mâna în buzunar, scoți și vorbești cu oricine. Și dacă te-ai limitat doar la a vorbi... Aș vrea să vorbim puțin despre diferența dintre generații. Am ținut ciclul acesta de studii în biserica noastră cu mai mult timp în urmă, probabil un an, doi, și reacțiile fraților, ale părinților au fost unele pozitive, pentru că s-au bucurat să înțeleagă mai bine anumite lucruri care oricum se întâmplau în casa lor, dar se întâmplau practic, acum le-au înțeles teoretic. O să fac o scurtă introducere și rămâne pe mâine seară, dacă ne întâlnim cu ajutorul Domnului, să continuăm. Și să spun faptul că nimeni nu a găsit până acum soluții la problemele generate de diferența dintre generații. Conflict înseamnă opoziție, dezacord, incompatibilitate între două sau mai multe părți. Cei în vârstă se plâng permanent că tinerii sunt irresponsabili și neascultători, iar tinerii la rândul lor se plâng despre faptul că generația în vârstă e învechită și că le impune lor să trăiască după tiparul lor de gândire. Fiecare generație este formată din persoane născute într-o anumită perioadă de timp, de obicei într-o perioadă de 20 de ani. De asemenea, fiecare generație trece prin faze specifice acelei generații. De pildă, generația mea, toți am trecut prin comunism. Pot copiii ăștia înțelege ceva? Nimic. Poveștile noastre sunt calea din Biblie pe care nu le înțeleg, că nu le-au experimentat. Fiecare generație va domina societatea în vârsta ei mijlocie, probabil între vârstele de 40 și 60 de ani, și apoi iese din scenă, cedând locul generației care urmează. Fiecare generație este unică, are calități și defecte, are trăsături proprii, mentalitate despre lume și viață specific, stil de viață, e caracterizată de anumite valori, dar este suficient de diferențiată de cea din urmă și mai ales de cea din față. Sistemul de valori al fiecărei generații este construit și influențat de contextul cultural, politic, religios, social, din ideologiile vremii. Vedeți, noi suntem foarte influențați de ideologia LGBT. De ce sunt biserici evanghelice care astăzi ordinează femei? De ce sunt biserici evanghelice care astăzi ordinează homosexuali? Nu numai că îi primește ca membri. De ce? Pentru că influența aceasta a trecut de zidurile bisericii. Noi nu ne-am închis ermetic față de lume, noi suntem deschiși, noi lucrăm în lume, noi avem rude, prieteni, cunoscuți. Nu regăsiți în biserică anumite lucruri din lume? Hai să fim sinceri, le regăsim. Le regăsim. Ar trebui să fie așa, n-ar fi așa. Găsim în lume anumite lucruri din biserică? Ha? Dumnezeu ne-a poruncit să evangelizăm lumea. Diavolul a poruncit lumii să secularizeze biserica. Ce înseamnă a seculariza? Înseamnă a o face lumească. De la secole e secularizare. Înseamnă a o face istorică, a o face la fel cum este lumea. Ei, diavolul a poruncit lumii să influențeze biserica și să o facă lumească. Noi putem să continuăm să ne strângem aici și să nu mai avem nicio legătură cu sfințenia. Este adevărat asta? Nu vreau să dau exemplu bisericile istorice, pentru că și în bisericile istorice eu cred că sunt oameni credincioși. Printre ei, cum a fost mișcarea de trezire spirituală a oastei Domnului și tot felul de alte mișcări din lume. Dumnezeu știe lucrul ăsta. Noi însă nu credem că un om poate să fie mântuit fără credința în Domnul Iisus că e mântuitorul lui și fără pocăință, fără regret și renunțare la păcat. Dar în general, religia este influențată de lume în mod serios. La baza conflictului dintre generații stau câteva elemente. Lipsa de comunicare sau comunicarea defectuoasă. Puteți să comunicați cu copiii dumneavoastră? Uneori da, alteori nu. Cu unii da, cu unii nu. Alții ați observat că se duc glonț în dormitor. Și cu
boxele pe urechi. Diferența de principii, de valori, au alte principii. Sunt mai toleranți copiii noștri, ați observat că sunt mai toleranți? Știți cine îi face toleranți? Școala. Pentru că astăzi toleranța este cea mai înaltă virtute socială. Spune, lăsați-i pe, să nu cumva să-i convertiți pe musulmani, să nu cumva să le spuneți la fetele care s-au făcut băieți sau invers că nu-i bine, să nu cumva să le dați sentimentul LGBT-ului că n-au făcut corect ce au făcut, asta înseamnă toleranță. Asta înseamnă că binele nu mai e universal, binele e cum îl vrei dumneata. Nu mai există bine, ci binele e cum îl vrea fiecare. L-am relativizat. Sunt mentalități și modele culturale diferite. Modele culturale diferite. Uitați-vă la cineva cum se îmbracă, cum poartă părul. N-ați observat cum se poartă unii? Acum fiecare se poartă cum vrea, este adevărat lucrul ăsta. Dar parcă n-ar trebui să vrem să ne purtăm așa. Conflictul dintre inteligență și experiență. Bătrânii spun, avem experiență. Tinerii spun, noi suntem educați, suntem școliți, dă un computer încoace să vezi ce știu să fac. Copiii și tinerii cred că inteligența poate înlocui experiența, părinții și vârstnicii cred că experiența poate înlocui inteligența. Adevărul este, știți dumneavoastră, unde, la mijloc, ca în cele mai multe situații. Generațiile mai în vârstă și cele mai tinere, sau copiii și părinții, au câteva scopuri comune. Unul e libertatea. Al doilea este satisfacția spirituală. Al treilea este realizarea intelectuală și profesională. Gândiți-vă numai că tinerii și vârstnicii privesc diferit câteva concepte despre lume și viață. Generația în vârstă pune preț pe realizarea profesională. Pentru mine, să n-ai o meserie, îmi pare rău. Și pentru Pavel, nu? Pentru tineri, pentru copii, nu e important să ai o meserie. Pentru ei, știți ce e important? Să aibă libertate. Dar ce faci, mă, copile, cu ea? Ok, ai libertate. Și ce faci cu ea? Cum îți dă libertatea să mănânci? Cum îți cumperi mașină cu libertatea? Pentru generația noastră era important să ai o meserie, domne, și te duci în Viena, în Krems, în Linz, unde te duci, domne, în Kaffenberg sau în Chicago, te angajezi undeva, domne, că știi să faci ceva, știi să sudezi, știi să tunzi, știi să conduci o mașină, știi să lucrezi la un strung, la o freză, știi, domne, să faci bomboane, știi ceva. Dacă nu știi nimic, ce faci? Vreți să mă credeți că poți să nu știi nicio meserie și să te îmbogățești? Puteți să credeți că astăzi se pune o presiune să se desfințeze programul de lucru de la 8 la 5 sau la 4, cât este, și așa mai departe? Puteți să credeți că unii fac bani stând acasă, lucrează de acasă, pur și simplu le trebuie un computer și oriunde se duc. Pot să ducă în Mexic în concediu, că și de acolo lucrează la fel de bine ca acasă. Le trebuie doar un computer. Lucrurile se redefinesc. Păi dacă învia bunicul, el vrea să mă vadă pe tarla, cu sapa în mână, cu șorțul plin, cu buzunare, cu arpagic, și el nu știa să lucreze altfel. El, pentru el, pământul, aia era munca. La noi am început cu fabrica, cu meserile, cu tehnologia. Copiii noștri, ăștia sunt computerul în brațe, ei lucrează la computer. Cum lucrează, ei știu. Noi am fost cu bunăstarea materială, am venit aici cu o pungă de un leu și până nu ne-am luat apartament și casă, domne, nu ne-am lăsat. E adevărat că ne-am îmbolnăvit, și ce dacă? Ne-am luat casă, domne, și apartament, că românul fără asta n-are identitate. La român îi dă identitate să aibă el, vorba lui bunica, să am cuibul meu. Am cuibul meu, maică. Ei bine, pe ei nu interesează lucrul ăsta așa de mult, pe ei interesează satisfacția spirituală. Pe noi ne interesează multe alte lucruri diferite de ei, pentru că trăiesc într-o altă lume, sunt influențați de altceva, mersul vremurilor este diferit. Închei în câteva clipe spunând faptul că principalele cauze ale conflictului dintre generații, și mă refer la generațiile din timpul vieții noastre, sunt următoarele: mentalități diferite. Dacă sunt mentalități diferite, degeaba încercați să ajungeți la consens. Schimbarea sistemului de valori, incompatibilități diferite, incompatibilități evidente. Dacă sunt incompatibilități diferite, evidente, atunci nu poți să le apropii decât numai prin compromis. Mai lași tu, mai las eu. Așa e în familie. Dacă fiecare o ține pe a lui, ajung la judecător.
dificultăți de relaționare. Nu ne mai simțim bine unii în prezența altora. Vedeți că copiii nu stau cu noi, stau la școala duminicală. Vedeți că tinerii nu stau cu noi, fac servicii de tineri separate. Asta n-au început de mult, au început prin 70, odată cu teribila revoluție. Tinerii nu se mai simt bine în prezența bătrânilor. Să mulțumiți lui Dumnezeu dacă nu este așa la dumneavoastră sau nu e chiar așa. Lipsa de comunicare, comportamente neadecvate, nerespectarea normelor explicite sau implicite despre viață, agresivitate crescută. De asemenea, lucrurile astea se întâmplă pentru că cei mai în vârstă impun, nu negociază, controlează și nu verifică sau în loc să verifice, moralizează în loc să argumenteze, amenință în loc să explice. Generația mea a amenințat, nu prea a explicat. Noi am avut o nuia care a fost sfântă și toți trei copiii odată n-au spus nu vreau, că dacă spuneau nu vreau, nuiaua îi corija. Astăzi nu prea mai merge cu nuiaua și lista poate continua. Am să închei spunându-vă despre faptul că de prin cam la începutul secolului trecut s-au conturat câteva generații care au primit nume. De pildă este generația mare sau e generația eroilor, 1900-1920, e generația tăcută, 1920-1940, e generația baby boomers, cei de după război, când întorcându-se soldați acasă de la război au făcut mulți copii, cam 40, 40, 45, 60, 63, e generația X din care eu fac parte, e generația 62, 78, 80, generația Y sau milenialii, care sunt 80-2000, și generația din prezent, generația Z, Alois, 2000-2020. E bine, generațiile astea așa de diferite, au un limbaj diferit, deși la pâine tot pâine spun, dar n-ați observat cum vorbesc ei. Intrați într-o zi pe text message la ei să vedeți cum vorbesc. Ei vorbesc în felul ăsta pentru că prescurtează cuvintele la prima literă și cei mai mulți dintre ei, dacă îi întreb ce mai faci, îmi trimit un capa. Ăla înseamnă ok, bine. Eu nu-mi permit să răspund la cineva pe care îl respect cu capa. Eu îi spun bine, mulțumesc. Formal, politicos, ei nu le au cu formalul. Ei, toate diferențele astea creează între noi neînțelegeri. Ni se pare că avem copii răi. Lor li se pare că au părinți dificili. Este bine să învățăm lucrurile astea, să învățăm să le gestionăm, să învățăm să le pricepem, că altfel intrăm în conflict cu cele mai speciale persoane din viața noastră. Îmbătrânim înstrăinați de proprii copii. Ei cred că au niște părinți pur și simplu imposibil să te înțelegi cu ei. Și asta pentru faptul că ni se pare că doar noi avem dreptate. Este bine să învățăm cum stau lucrurile, să știm care este specificul lor, cum gândesc ei, care sunt valorile lor, de ce gândesc ei așa. Și în felul acesta să ne putem înțelege cu ei, să putem fi fericiți, să-i avem lângă noi, să-i avem în viața noastră, să îmbătrânim cu nepoții pe genunchi și să îmbătrânim fericiți și să plecăm acasă ca niște oameni satisfăcuți. Ori lucrul ăsta nu este ușor, că diferența, prăpastia ideologică dintre noi și ei este prea mare. Sfântul și bunul Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Amin. Timpul fuge fără noi, alergăm după nevoi, fără rost. Nu mai știm cine suntem, unde mergem sau ce vrem, cu ce rost. Am uitat că noi suntem fi născuți din Dumnezeul prea înalt. Suntem prea obișnuiți, suntem poate prea robiți de ce avem. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava lui cea mare și de va cădea, se va ridica, fiindcă e predată toată inima. Vine Iisus, cine
se uită în sus, vede slava lui cea mare și de va cădea, se va ridica, fiindcă e predată toată inima. Pe Iisus noi îl iubim, însă inima împărțim, ne încelăm. Spunem răul lui că e bun și luăm cu noi la drum rătăcind. Pentru Iisus ce lăsăm, am promis, dar n-o uităm până când. Oarecum ne va găsi, vom trăi sau vom muri, ce va fi, ce va fi. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava lui cea mare și de va cădea, se va ridica, fiindcă e predată toată inima. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava lui cea mare și de va cădea, se va ridica, fiindcă e predată toată inima. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava lui cea mare și de va cădea, se va ridica, fiindcă e predată toată inima. Fiindcă e predată toată inima. Amin. Lăudați să fie Domnul. Este o poezie, face parte din categoria de zidire spirituală. Lăudați fie Domnul! Rog pe Duhul Sfânt să mă ajute, pentru că am emoții. Dumnezeu să-mi dea putere să pot recita poezia aceasta. Ce bine e să ai nădejde, când totul pare că e pierdut, să vezi cuvintele pe buze, chiar dacă glasul este mut, să înțelegi doar din privirea ce lăcrămează picuri zeci, că este o rezolvare în toate și peste pedici poți să treci. Ce bine e că nu ești singur când ești bătut de ploi și vânt, că nu te lasi străpuns de ură și te încrezi în sfânt cuvânt, că poți simți în rând cu frații și să mângâi pe cei ce plâng, să întinzi o mână celora ce sub poveri în ce se frâng. Ce bine e să vezi o rază când cerul întreg e plumbuit, să simți căldura cum coboară în sufletul tău obosit. Ce bine e să vezi o rază când cerul întreg e plumbuit, să vezi căldura cum coboară în sufletul tău obosit, să ai prieteni ce se roagă și se gândesc mereu la tine, și să primești în Duh putere balsam din sferele de vine. Ce bine e să legi o rană atunci când este însângerată, să ștergi sudoarea de pe fruntea acelora ce sunt în osândă, să dai din darurile tale, să împarți ce ai că-i de folos. Așa vei semăna prieten cu Domnul tău Iisus Hristos.
Ce bine e, ce bine, Doamne, să simt prezența chiar acum. Tu ești cu mine în orice vreme și mă conduci pe al vieții drum. Binecuvântă, Doamne, astăzi pe toți acei ce sunt încercați. Învață-ne să fim ca Tine, să știm să ne unim ca frați. Amin. Cei rămași în viață se vor schimba într-o clipă, s-o ridică în slavă pe-a Duhului aripă. Iată mirele, se aude o strigare, treziți-vă, 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 Fecioare. Pe cer cu mii de sfinți, e mare sărbătoare. Ieșiți acum, ieșiți acum, spre întâmpinare. Fecioarele înțelepte au intrat la nuntă, nechipzuiți la ușă, dar nimeni nu-i ascultă. Plecați, nu vă cunosc, e ultimul cuvânt. Cel întina nu intră, doar cei în aveșmânt. Iată mirele, se aude o strigare. Treziți-vă, 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 Fecioare. Pe cer cu mii de sfinți, e mare sărbătoare. Ieșiți acum, ieșiți acum, spre întâmpinare.
cine sunt aceștia? Priveau mirați bătrânii oștirea heruvimii din slava celui sfânt. Sunt toți cu haine albe din multe generații, sunt chiar răscumpărații veniți de pe pământ. Iată mirele, se aude o strigare, treziți-vă, 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 Fecioare. Pe cer cu mii de sfinți, e mare sărbătoare. Ieșiți acum, ieșiți acum, spre întâmpinare. Iată mirele, se aude o strigare. Treziți-vă, 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 Fecioare. Pe cer cu mii de sfinți, e mare sărbătoare. Ieșiți acum, ieșiți acum, spre întâmpinare.